Zice apostolul versetul următor, iată la ce lucrez eu. Și la asta lucrez și eu seara asta, următoarea de ori. Și trebuie să lucrați și dumneavoastră. Tatăl lucrează, Domnul Iisus lucrează, Duhul Sfânt este pe teren. Și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Să zicem, n-avem îndoiel că Dumnezeu n-are putere din pământ să ne ducă la slavă. Așa e, nu vă îndoiți, da? Dar nu știu cum se face cu noi. Ne îndoim că n-are putere să facă din noi sfinți încă de aici. Adică să fim pocăiți de adevărat. Asta noi ne îndoim, nu? Deși pentru alții am avea pretenții să fie. Dreptui. Dar dacă e vorba de noi, parcă, asta dacă suntem sinceri, la judecată scrie că Dumnezeu are doi martori. Eu anunțam, din Deuteronom. Ia astăzi cerul și pământul. Și la judecată scrie că cerul, pământul, apoi fugi. Și martorii își depun de poziția și apoi pleacă treabă. Rămâne judecătorul și pronunță sentința. Poate eliberă. Dar sunt alți doi martori. Și noi cu aceștia trebuie să lucrăm. De aceea aș vrea în această seară să vă îndemn cumva să, în timp ce predic, să vă puneți oglinda în față și să ne examinăm fiecare. 2 Corinteni, capitolul 1, versul 12. Spune apostolul așa. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Atenție! Că ne-am purtat în lume și m-a ales față de voi. Tocmai care îi contestau asta și le spune, am o mărturie de o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Și asta l-a asigurat cugetul lui, acela luminat de Duhul Sfânt, cum scrie Roman 9:1, că e nevinovat. Și cum spune și Ioan, că dacă ne osândește inima, n-avem îndrăzneală. Să lăsăm acest procuror intern să-și facă treaba în ființa noastră, bancă să-l calificăm bine, să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să-l instruiască și prin cuvânt să se formeze, că știe cugetul nostru cu ce Solomon, dar nu știe inima ta când te-ai scăpat și ai zis, mă, nu ți-au adus aminte. Și ce ai gândit că judecă, zice, nu, Corinteni 4:5 judecă, simți. Ai spune și în Evrei 4 ani și aia cum spune că va descoperi Domnul gândurile inimii auzi. Teatul le va da pe față, dar la mine astea sunt cunoscute, că zice unul Corinteni capitolul 2. Cine cunoaște gândurile omului? Omul știe. Ce știu eu ce gândiți acum dumneavoastră? Poate unul gândește câte minute o să iacă pe s-o rog. Altul să spună, bă, ideea asta o știu. Și fuge mintea noastră în toate părțile. Și Dumnezeu face proces verbal, totul se notează așa ca la scanner. Ca și la inimă, când ne face un EKG, imediat totul se știe. Dacă am fi noi pocăiți la calitatea care ne-o cere cugetul nostru, nu cum cere păstorul. Asta depinde ce biserică ești, nu? Dar asta e de ochii lumii. La curăția cugetului, ăsta e cu tine. Se spune că adevăratele fapte sunt acelea despre care te gândești că nu află nimeni niciodată. Dar cugetul nu află. Duhul tău nu știe? Și atunci ce păcăleală? Unii dau impresii în fața autora. Unii scrie în 2 Timotei 3 cu 13 să-și ală pe ei și sau. Cum? Și am ajuns, spune. Dar la desăvârșire nu te lasă să te amăgești. Ascultă-mă bine. Dacă tratezi corect taina asta și ei martor cugetul tău, nu o să ajungi cu emoții în ziua aceea. O spune unul Ioan, capitolul 2. Vom avea îndrăzneală și vom fi îndepărtați. Și zice Pavel tot aici, 1:23, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu. Adică Dumnezeu știe că cugetul meu nu mă osândește acum. Deci am acest martor care nu e probat de alt martor. Am aflat că în Coreea de Nord, știți că e un regim foarte opresiv, restrictiv, dacă mergi un străin și trebuie să viziteze, are numai traseul, numai pe acolo poate să viziteze, nu poate să vadă tot ce au ei. Și este securist și peste securist, alt securist și ăsta nu știe primul de al doilea care urmărește. Ei, astfel de doi securiști avem noi. E cugetul și Dumnezeu peste cugetul nostru.
Dacă pe ăștia doi lăsăm să ne vorbească, noi nu o să avem nicio emoție în ziua aceea, că noi suntem curați. M-a zis Iehu, prieten, ne-o dat fiului, ca băi, ești curat? Să uite în cap. Doamne, ajută-ne! Asta spunea Pavel. Am lauda asta. Și mai spune el în altă parte, nici eu nu mă judec pe mine. Nu, că nu se judeca, că nu vrea să judece. N-avea ce să judece în faza aceea. Pentru că se silea înaintea oamenilor și mai presus de toate înaintea cujitor și a lui Dumnezeu. Ei, aici se cântărește desăvârșirea noastră. Și acum intru la ceea ce vreau să vă spun din Coloseni, capitolul 3. Și vă spun ca unul care mi-am văzut multe greșeli și toată ziua sunt cu pila pe sufletul meu. Și dacă trebuie și cu barba. Și mă tot trudesc. Și seara îi spun Domnului, Doamne, dacă la noapte vii sau dacă la noapte plec, asta e mai degrabă, aș vrea să nu să fii în regulă. Și când m-am mai scăpat, să zic o vorbă, poate nu era locul acolo. Măi, așa mă zgâre, mai rog ca și cum mai avea ceva roșu în gât. Mă, dar cum a scăpat-o pe loc? Apoi gânduri sau altceva. Că trebuie să umblăm la sensibilități. Nu mai vorbesc să fie cineva cu vreun păcat ascuns în mod conștient să o trăiască în păcat. Mă, s-ar să grabă că pică tavanul bisericii și tot cerul pe el. Să strige, sunt pierdut. Sau cum a zis vameșul acela, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Dar ce dame seama, Doamne, arată-mi greșelile care nu-mi dau seama. Taina desăvârșirii, Coloseni, capitolul 3, vă citesc versetul 20, 17 mai deși, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele de Domnul Iisus și mulțumiți prin El Dumnezeu Tatăl. Și enumeră câteva sfaturi, versetul 23, orice faceți, mâncare, conduceți mașina, vorbiți, vă rugați, vă îmbrăcați, orice faceți, să faceți din toată inima, după cum cugetul ne ajută să fim foarte sinceri cu noi înșine. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Asta e taina desăvârșirii. Să te raportezi într-o totul la Dumnezeu, nu la oameni. Oamenii sunt diferiți, au stări diferite și îți vine să-i tratezi după cum sunt, după cum ni se cuvine, după cum îi cunoști. S-ar putea să nu fie tocmai acest adevărul. Și în felul acesta, tu n-ai ajuns desăvârșit în viață. Că nu te lasă oamenii, că treci între păcătoși. Dar dacă te raportezi ca la Domnul Iisus Hristos, gândește-te la tot ce a făcut El și tu trăiești nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul, desăvârșit ajungi. Hai să luăm câteva situații. Vă citesc din Matei 25, asta e partea practică. Spune Domnul că în ziua aceea, când apare slava pe rolul, Matei 25 de la versetul 34, veniți binecuvântate Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Căci am fost. Și aici avem de-a face cu raportarea noastră sau atitudinea noastră față cei care sunt în nevoi, săraci, străini. N-a fost flămând, mi-a stat de mâncat, sete, de băut, străin, m-ați primit, gol, m-ați îmbrăcat, bolnav, ați venit să mă vedeți, a fost în temps, ați venit pe la mine. Atunci ce neprihăniți? Dar unde a fost neprihăniți? Aici. Vă răspunde, Doamne, când te-am văzut noi în aceste ipostaze? Și spune, nu m-ați văzut pe mine, dar voi ați tratat pe oameni ca pe mine. Înțelegi? Și ceilalți ce vor spune? Dar noi nu te-am văzut, că dacă știam că ești tu, am trebuit treaba. Păi nu mai puneam problema așa. Dar asta e problema. Să-i tratezi pe oameni nu ca pe oameni. Dacă înțelegi care e taina lui Hristos. Că orice om trebuie să fie desăvârșit în Hristos. Dar nu poți fi desăvârșit numai dacă te raportezi ca la El. Dacă aici e o mică paranteză, să-i includ și pe ăștia mici. Scrie aici că am fost flămând. Ăștia flămânzi vin. Prima dată se mănâncă în viață, nu? Goi. Dar vine vreunul cu haine? Străini. De ce l-ați cunoscut până acum? De-aia zice Domnul Iisus, cine primește pe un copil, mă primește pe... Da, dacă știi tu că tu ești Maria și Mesia se naște acum din tine, cum ai fi, nu? Dar nu-i fratele lui Mesia, nu că să ajungă ca el?
Care e diferența? Ăla e mai mare și ăsta e mai mic, atâta tot. Că el s-a născut primul și ăsta e nu știu cât era la rând. Copiii are Dumnezeu în lista familiei sale. Dacă așa îmi pune problema, spunea o soră acolo la binecuvântare și frate, n-am un copil de 7 ani. Și mă zice un copilul ăsta, deci avea 7 ani, mama, cum arată un înger? Mi-a spus așa, mama, a devenit curioasă, de ce vrei să știi cum arată un înger? M-am vrut să știu dacă ce-am fost eu, dar de înger sau nu? Păi și cam așa, cum mi-ai povestit, dar... Dar ce ți-o zis? Că o să mai am un frățior. Dați din gură, rămâne sărcinat. După 3 luni, și mama era văzut îngerul ăla. Și ce ți-o zis? Că tu nu-l primești cu drag pe fratele meu. Și mă tem să nu-i spună la frate când a fi mai mare. Măi, dar asta se notează undeva. M-a zis întâmplarea ce vă spun, cineva a făcut un graș pentru o femeie văd, doar cu pensie la colectiv, și bucuros că nu a apelat la adunare, el cu copiii lui, cu patron. Și visează noaptea că vine un înger, face proces de blat, tot, cine a donat tot ce a făcut? Și 2 note de subsol. N-a făcut cu toată inima, știa că trebuie parat și gardul și nu a vrut să le facă. Că e dosarul, tot să plece, el după înger, stai! Și eu n-am notat corect? Nu notează, mâșul și gardul. Ei, dacă ar ști noi că băbuța aia, cine e? Dar e soră cu Iisus. Nu-i glumă să faci ca pentru Iisus, e chiar Iisus. Bine, ăștia-s frații lui, da. Dacă e vorba de un dușman? Da. Ce-o zis Anania când i-a spus Domnul să meargă? Ăsta? De Saul? Ăsta e mare dușman. Băi, dar și frate, Domnul. Și frate meu. Ne-am nu l-a cunoscut. Nici tu nu l-ai cunoscut. Mergi la Ierusalim? Să nu ne lipim de el. Măi, fratele vostru, că e mai mare ca voi. Da, că nu știi că e taină cine ți-or fi frate. Dar dacă îi tratezi ca pe Domnul Iisus Hristos, asta se notează și taina desăvârșirii tale. Amin. Așa într-o carte că un pastor la New York terminase slujba și vine el un homeless, cum spun americani, un om al străzii, pastore! Și strigă la un om de ordine, dă-i 5 lei să plece. Și să spune, nu, vreau să vin la tine. Așa mizerabil. Și șoptește Domnul Reche, lasă să te împărțișezi, fratele tău. Dar așa a fost de puternică voce, încât a zis așa cu nasul într-o parte, l-a împărțișat. O duc la casă și o spală. Și scria în carte, acum e prezbiter în adunare. Să-l tratezi pe ăla ca pe Domnul Iisus. Dar poate nu ajunge ăla să fie Domnul Iisus. Vă spun că există și atunci o logică puternică să-l tratezi ca pe Domnul Iisus. Nu doar ce a spus Domnul predicat de pe munte, scrie în Luca 6, că dacă faci ceva pentru dușman, pentru sărar, dacă faci, e mai răsplată, dacă faci pentru dușman, e mai răsplată. E diferență. Vreau să vă citesc, amintind un alt domeniu, spune-mi la Efeseni, capitolul 6. Citesc cuvintele Apostolului de la versetul 5. Robilor, actualizez, angajaților, mă ascultați de patronii voștri pământești cu frică și de cutremur în curăție de inimă ca de Hristos. Mă, poate că mi-a rugat de frate, dar cum toți șefii, inginerii, șefii de șefii, toți trebuie să-i tratez ca pe Domnul Iisus. Slujiți-le nu numai că sunteți sub ochii lor sau sub camere de luat vedere, ci ca niște robi ale lui Hristos care fac din inimă și conștiința spune da, voia lui Dumnezeu, slujiți-le cu bucurie ca Domnului, nu ca oamenilor. Ei, ce? Știți că e dusă vorba de români, că așa mai fușeresc, dacă e cunoscută vorba asta, așa mai jentea, de fapt de mântuială. Dar care e pocăit ar face ca pentru Domnul, la da meseria așa, păi ce-o fi, tinichijiu, mecanic, ce faci tu acasă, să faci mâncare ca și când vine Domnul Iisus, nu? La lucru, la serviciu, ca pentru Domnul, auzi? Cine știe dacă nu se va pocăi vreunul de acolo, Dumnezeu știe. Dar chiar dacă nu se va pocăi, ascultă care e secretul.
nu dat de săvârșirea ta. Că așa lasă Dumnezeu câte un șef să te apese, să te prelucreze, să te modeleze. Pe strung stai. Nu doar că lucrezi la strung, tu ești pe strung, poate. Scrie-mi următor. Că știți că fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care l-a făcut. Tu câștigi că ești desăvârșit și pentru plata de bani ce nu ți-o dat-o și la nimeni s-o pocăit, tu ești plătit în cer la Domnul. Glorie, Domnul. Nu te pune Domnul să muncești degeaba, stai liniștit. Totul se plătește, se răsplătește. Și dacă e vorba, cum vă spuneam, de dușmanii, mare răsplată. Merită să fii un sfânt la locul de muncă. Cât trudim? 30-40 de ani acolo. Da, Doamne, ajută-ne. Amin. Să înțelegem cum să ne raportăm. Hai puțin aminte un alt domeniu. Mă întorc la Coloseni, capitolul 3. Scrie de la versetul... Sau, aici scrie pe scurt, nevestilor, bărbaților, dar eu vă citesc din Efeseni 5, că e aceeași idee, dar puțin mai explicită. Surorilor, care se măritate, versetul 22, nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri ca... Auzi. Vă rog, imaginați-vă ce înseamnă să fie Domnul Iisus bărbat. Fiți soțul tău. I-ai refuzat să-i faci anumită mâncare. Cât de fi de obosit îți spui, Doamne Iisuse, asta totuși nu ți-o fac, îți vreau obosit. Te vreau prăjitura asta. Că este câte un bărbat așa că e sacarea, nu câte mâncare ce îi place, știi? Și știa cine mai bine, Rebecca, ce mâncare îi place, nu? Ca Domnul. O să plece, nu vreau de acasă pe vecii vecilor. Și mofturi. Ca Da, zice un Petru că sunt unii bărbați, îi compară cu cei de la servicii, că nu sunt nici buni, nici blânzi, nici ușor de mulțumit. Și mai sunt asemenea oameni. Da, dar tu cu un duc blând și liniștit, asta e de mare preț înaintea lui Dumnezeu și acolo te desăvârșești. În lucrarea de consiliere discut adesea cu surori care au soț dificil, răi. Spunea o soră, frate, am făcut greșeala să mă măresc în lume. Dintre toți frații mei, singura eu m-am dus în lume. Deși ne-a promis că se pocăiește, tot a călcat ce-a promis. Am trei copii stăsânați cu al patrulea. Și când mi-a povestit, e ceva greu de povestit. Și eu numai cât vorbise cu alta, cu bărbat pocărit, dar poate puțin mai capricios. De ce-mi vine, zic la asta, prima, zic, ia povestește tu la a doua cu ei. Că am tot făcut consilier cu ea și nu pot lămuri. Și când îi spune asta, prin ce trece, cealaltă ascultă cât ascultă, vede că greu e mult mai mare și spune, la ce ții mult moșor ca mine? Eu nu m-am gândit. Și a făcut ce n-am reușit eu ca păstor să o lămuresc. Dragii mei, sau scumpe surori, poate voi ne aveți bărbați firești sau bărbați oameni din lume. Ascultați-mă dumneavoastră, nu trebuie să fiți ca pentru un om, ca pentru soț. Viața de căsnicie e limitată. Eu am avut cu scumpa mea 33 de ani. Vrea Domnul Iisus să te ia de mireasă pentru cât? Tu nu pentru bărbate te săvârșești. N-ai înțeles? Bărbatul poate nu știe aprecia ce înseamnă o femeie de săvârșit. Dar știe Domnul aprecia. Glorie lui. Apoi, vezi că de acum astea nu m-a logodit și vrem nuntă. Apoi dacă un tată, așa ca Dumnezeu din ceruri, ar avea un băiat bun ca Domnul Iisus și te vede că tu nu ești nevastă bună. Și el zice el și o cunoaște. Băi, de asta nu e de tine. Iată care-i taina desăvârșirii. Îmi spunea un frate bătrân din Iași, mai în tinerețe a avut un vis în adunare. Se făcea că era adunarea toată prezentă și a văzut un mire ceresc. Și a zis, vreau să văd mireasă. Și din amvon a ieșit o mireasă tot cu haina mototolită dintr-un culcuș de paie. Se uită la ea și spune, nu mă căsătoresc cu ea, nu vreau. Și a rămas așa în suspans. Și a zis așa, eu tot fac nuntă, voi lua pe sora ei mai mică. Și
Bătrânul se întreabă, Doamne, ce-o fi? Și-a trecut ani și nu uita visul. A fost o generație pierdută. Cu supărări, s-o lăsa pocăință, cârâiel. Și-a venit altă generație, s-a pocăit alții și-a zis, asta e sora ei mai mică. Că nu se lasă Domnul fără nuntă și fără mireasă. Și dacă n-ai prins taina de săvârșire, n-ajungi la nuntă. Că mireasă trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură. S-ar putea încă să nu fim desăvârșit. Filipeni, capitolul 3. Nu că spun că am ajuns desăvârșit, dar ce fac? Alerg! Și atunci când văd că stăm în loc la povești, în loc să ne punem pe genunchi să strigăm, Doamne, iar am greșit astăzi. Am perceput noi taina asta? Și mă adresez la soț. 25. Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit Hristos? Cum a iubit-o? În avans! La dragostea crede totul și geamăna credinței nădăjduiește tot. Ei, ce bărbat bună că să fim noi. Cum eu mai pot să experimentez asta? Că dumneavoastră care aveți soții. Îmi amintesc că eram în Germania și era o familie tânără. Și spun lui, băi, vezi tu fata asta? Pentru tine l-a lăsat pe mamă, s-a pe tată, s-a trecut pe numele tău, în stare să devină mama copilor, trebuie să-i slujească o viață întreagă și așa să bujorate la față, că și băi, tu vezi că te facă pentru tine. Apoi am întors coala, știi? Și mă uit către ea și spun, zic, tu știi câte fete sunt mâna asta? Nu știu pe cât eu întâlnit, dar putea să mai caute, s-o opri la tine. Singura pe care te-a luat. Îți dai seama ce valoare ți-a dat, pe numele lui și vrea să fii mama copiilor lui. Ce-a vrea să te țină alături. Îi tai mare că sunt. Dar cu perspectiva asta eternă, să te asemeni cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, și tot ce faci să faci, ca pentru El. Bancă scrie că bărbații trebuie să poarte mai gingaș, că femeia este un vas mai slab la Hristos, nu-i bărbat sau femeie. Dincolo eu așa-mi imaginez și nu mă judecați că vreau să dau eu impresii. Eu nu, în mintea mea nu încape că eu să am răsplată cât nevastă mea și un loc așa de sus ca ea. Știu ce valoare a fost în ea. Știu ce a revărsat Dumnezeu prin ea pentru mine. Și când văd oameni care nu se cinstesc, nu se apreciază, dar dacă eu sunt indignat uneori, dar Dumnezeu, dar Domnul Iisus, care vrea să ne desăvârșească. Am spus asta pentru că uneori știm să ne purtăm frumos cu alții, facem milostenie, suntem caritabili. Și intrăm într-o rutină familială și nu ne tratăm cu zecile de ani frumos cum s-ar cuveni. Știm să ne purtăm frumos cu musafir, cu franți, protocolar. A început până a fost ea tânără, frumoasă, a luat-o dragă, poftim, așa, și felicitări, frumos. Și după 10, hai tu, mă, fă, dă-te încoace încolo. Asta e de sfârșire? Eu îi iubesc și acum pe scumpa. Cineva a zis, băi, dar s-a terminat viața de familie. Zic, da, am scuză în Biblie, scrie aici pe pagina asta. Hristos, să iubim nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și unii din biserică au murit și Domnul încă iubește. Să nu că și eu am drept să iubesc chiar dacă a murit. Măi, dar voastre trăiesc, măi, care trăiesc. Și eu, la mine este o iubire tainică, aș spune. Nu în sensul de familie, asta s-a încheiat. În sensul prieteniei care am avut-o cu ea în lucrare, că știți că mă însoțea. La dumneavoastră încă experimentul este acasă, este pe rol. Doamne ajută! Dar am și eu ocazia să experimentez asta față de copii. Și aici încă am operații, probe de făcut, nu? O să fie tata mai desăvârșit decât ei. Cum să mă port cu copiii mei? Ca Domnul Iisus, mă raportez la băieți de acum sunt mari, când copiii sunt căsătoriți, nu mai vin eu să mă impun. Dacă pot să le dau un exemplu, mă bucur când mă întreabă ceva, dacă îmi cer un sfat, dacă i-am aproape. Doamne, ajută! Amin! Mai spun ceva și poate că e destul. Este și o altă fază a problemei.
scriem Maleahi capitolul 2. Versetul 9. Ne vorbea la preot, de aceea și eu voi face să fiți disprețuiți și josiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele și căutați la fața oamenilor când tâlmăciți legea. Scrie în Biblie că Dumnezeu n-a cruțat nici pe Fiul Său. Și ca să mă raportez la fiecare ca la Domnul Iisus, trebuie să-i spun un adevăr curat și în dragoste, să-i spun la un moment, tu ar trebui să fii răstignit. Și dreptul sau numai, iau o impresie, că uneori, poate când predicăm, dar predică nu, când discutăm cu oamenii, noi știm poate că cineva este cu probleme, dar de față cu el, nu și, de fapt, nu și în absența lui, din nefericire. Oh, bine ai venit, frate, dar tu știi că el nu-i în Hristos în regulă. Și repet, Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său și s-a rugat, te rog, îndepărtează paharul ăsta de la mine. Tatăl spus, trebuie să treci pe aici. Și am experimentat asta când vine cineva și te întreabă așa cu multă bunăvoință, frate, cred că tu mă înțelegi și îmi dai dreptate. Și în timp ce el spune povestea și încearcă să mă convingă, încerc și eu să formulez ideile. Dragul meu, încerc să-ți dau dreptate, dar tu n-ai dreptate. Deci, a trata pe oameni nu ca pe oameni, înseamnă uneori să nu-i lingușești. Și le spui adevărul. Și scrie în Exod 23, să nu judești căutând la fața omului. Tratează-i pe oameni așa cum se cuvine. Dacă îmi scrie în Matei 18 cu 15, a greșit, a păcătuit, nu-l lăsa în pace. No, ascultați-mă bine. Vrei numai tu să fii desăvârșit? Nici tu nu ești desăvârșit dacă n-ai tăria să-i spui. Hristos când s-a adresat biserică a spus, băi, te laud pentru asta și uitați alte bani. Dumnezeu ne vede așa cum suntem și uneori căutăm la fața oamenilor, nu doar cu străinul, că pe ăsta l-ajut și pe altă nu l-ajut, chiar în cele spirituale, în judecăți, că e vorba de noi, să știți că a venit Natan la David, 2 Samuel 12, uite ce am prins, doi vecini, un bogat și un sărac, uite ce-au făcut. Scrie că David făcea dreptate la tot poporul, nu și lui. Și când a aflat că e vorba de el, ce a zis? Am inspirat să scriu un psalm. Ce a zis? Ai milă de mine, Dumnezeule. Dar s-a pocăit și-a recunoscut. Da. Ai tratat pe oameni nu ca pe oameni. Îmi amintesc că erau la Vidra. Și uite un frate și-a făcut așa senzație până la adunare. Că acolo s-a vindicat cu tare, că așa, că așa. Și bătrân la urmă zice, la unul stare mare, bucura să vindeci cât ți-ai zis tu. Dar măcar unul poți să-mi arați. Și l-a luat așa o leacă la rost, tu știi că e mai ușor să hipnotizezi 100 de oameni decât unul singur. Că să-i vinde bine și-l cunspec, dar l-am grămat. Spune, fii cu tare, fii cu tare. Și-a legănat atunare așa. S-a simțit. Și la urmă de-a bătrânul a fost acolo. Și îi dă un borcan de la de 5 litri plin cu miere. Și spune, nu, 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 da, și când ți-am dat la suflet ce trebuie și acum la trup, el ca ai familie. Și scrie în Biblie că cine mustră pe altul găsește la urmă mai multă bunăvoință decât altul care îl lingușește. Nu mai vezi când îl mustre pe cineva. Nu te mai audă altcineva. Că poate respectivul nu știe trata informația. Raportează-te ca la Domnul Iisus Hristos. Măi, eu vreau să fiu sfânt, dar nu vrei să fim amândoi sfinți. Doamne, ajută-ne! Tot ce face, să face ca pentru Domnul. Sau în numele Domnului. Sau altfel spus, dacă ar fi Domnul, s-ar întâlni cu el. Ce i-ar spune Domnul? Că asta e ideea de aici, nu? I-ar spune, băiete, e bun, e pe pace. Nu, l-ar lua deoparte. Voi ce ați povestit pe drum? Știi? Da. O, lasă Dumnezeu de săvârșirea în viața noastră. Amin. Bunul Dumnezeu să vă dea îndurare și să ne ajute. Hai să vă citesc două pasaje, că
Asta v-am mai spus, eu mi-amintesc că v-am spus că de mai multe ori mi s-a întâmplat să-mi spună unii frate, eu când te aud pe dumneata, în mod special de o soră mi-amintesc, a zis, eu când te aud pe dumneata predicând, am impresia că n-am nicio șansă să ajung în rai. Dar zic, dragă, asta nu-i, tot nu știu să auzit vorba asta înaintea mea. O sucenice, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul, cu femeia, dacă e așa, cine poate fi mântuit? Ce o să spună Domnul? Cei cu neputințe, oamenii cu putințe la Dumnezeu. Dar cum înțelegeți dumneavoastră putința asta lui Dumnezeu? Ca putea să ne bagă rai cum o fi sau care putere să ne facă aici? Vedeți de cine trece Domnul așa? Pe la spital, prin nevoi, prin sărăcie, prin dureri. Știi Dumnezeu cum să stea de vorbă cu noi? Când nu poți să Dumnezeu de vorbă cu tine pe vertical, te pune pe orizontal. Te uiți în sus și spui, Doamne, ce vrei să fac? Da. Vă citesc două versete așa, de fapt e un buchețel într-o parte și în alta. Filipeni 1 cu 9 și mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoștință, în orice pricepere, să deosebiți lucrurile alese, versul 10, să fiți curați, versul 11, plin de roada neprienii prin Iisus Hristos, taina asta, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Textul din Coloseni, ne-a citit noi partii, mai bogat, 1 cu 9 și până la 11. Și de aceea și noi din ziua când am văzut aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem, eu cred că era realist în cerere, nu a cerut ceva ce nu poate fi. Să vă umpleți de cunoștința voii în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca să vă portați astfel într-un chip vrem de Domnul, să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit puterea slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Și la urmă, mulțumim Tatălui care v-a învrecit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină slăbit, să fie Domnul. Așa că pe când ne-am întâlnit ultima dată, următoarea dată, dacă ne-am mai întâlnit pe aici, să fim mai pocăiți, mai desăvârșiți. Doamne ferește, să nu fim ca și părinții, nu voi vă aduna și vă faceți mai răi. Să ne adunăm, să ne facem mai bun, să fim schimbați în același chip ca a Lui, din slavă în slavă. Așa un chip plin de blândețe, de bunătate, îmbrăcați-vă cu toată îndurarea, cu bunătate și așa mai departe, că vrea Dumnezeu să facă din noi oameni desăvârșiți în Hristos, sau cum spune Efeseni 4, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Atunci vor observa oamenii că în bărbanți sunt sfinți, că unde ești și te vor identifica și în ziua când Dumnezeu va cerceta, spune Petru, îl vor slăvi pe Dumnezeu. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Închei cu cuvintele scrise de Petru, întâia sa epistolă, capitolul 5, versetul 10 și 11. Oricum, îmbină ideile astea. Dumnezeu oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere pentru vremurile care vin și vă va face neclintiți. Și dacă e așa, atunci n-am cum să nu citesc versetul următor. Sunt obligat. Pentru așa realizări, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 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 Amin.